el odată s-a îmbătat și m-a violat. Eram micuță și 11 ani copil chiar. La femeile Vorbesc veți fi martorii unor destăinuiri șocante ale unei adolescente care a fost victima violului și perversiunii sexuale pe când era un copil, iar la 14 ani a născut de la un băiat cu 3 ani mai mare decât ea. Tu intenționat ai vrut să rămâi însărcinată ca să scapi? De problemele mele care le avem la părinți. Eu mă băteau și eu n-am mai vrut să mai stau acolo. Unde este acum tatăl copilului și ce spune mama fetei? Află doar la Femeile Vorbesc. Bun găsit la o nouă ediție a proiectului Femeile Vorbesc. Astăzi veți cunoaște povestea cutremurătoare a unei adolescente care a născut la vârsta de doar 14 ani. Și întrucât este încă minoră, îi vom păstra identitatea. Să-i cunoaștem povestea. Vreau să te întreb ce vârstă ai. 15 ani. Așa cum tu ești încă minoră, da. Nu o să dăm nici numele, nici numele de familie al tău, nici localitatea, nici raionul unde locuiești acum pentru a-ți păstra identitatea. Vreau să te întreb la ce vârstă ai rămas însărcinată. La 14 ani. Și tot la 14 ani ai născut? Da. Ce ai născut? Fetiță. S-a născut perfect sănătoasă? Da. Dar sarcina ta cum a decurs? Pe parcursul celor noului, nu ai avut complicații? Ai dus sarcina bine? Da. Nu ai avut complicații? Nu. N-am avut dureri, n-am avut trăiem, n-am avut și... Mergeai regulat la consultații la medic? Da. Poate câteodată, nu, când era rău, când ești însărcinată, ți-a vomitat, pofturi, dureri de picioare, burtă, așa. După asta ai fost, tu ai născut în capitală, da? Da. Și n-ai avut complicații la naștere? Nu. Nașterea a decurs bine? Da. Vreau să te întreb la ce vârstă ai început să ai relații intime cu băieți? La 12 ani a fost violată de un an de-a meu. Dar cum s-a întâmplat asta? Eram la mama mea și mama mea era la spital, era bolnavă. Eu eram cu concubinul mamei acasă. El a venit la mine și m-a chemat să-l ajut că fata lui era la un internat. O luat-o, el n-avea grijă de ea. Nu știu, treaba lor nu s-a întâmplat. M-a chemat să-l ajut să speli vesela, să-i fac o leacă de curat, mâncare, ca să-i vină fata și curat. Eu m-am dus la mai ajutat, am venit seara înapoi acasă, m-am dus acasă. Că el a venit iară la noi și ne-a zis, haidem să o vezi pe eu bine, m-am dus să o văd. Pe fica lui? Da. M-am dus să o văd, mă rog, ca cum s-ar zice, ca neam, dacă m-a botezat. M-am dus să o văd. Când fata nu era, fata lui nu era acasă, eu am întrebat, unde eu m-am duc acasă că e târziu, era ora 10 în parcă, la 11, așa. Eu m-am pornit la o mătușă de-a mea că m-a chemat să-mi dăi niște borș, că ei nu mănâncă, ei s-a alintat, așa e. Și eu m-am dus, m-am pornit la mătușă, el m-a întâlnit pe drum și hai, și m-am dus. Te-a luat la el? Da, m-am dus să văd pe el a zis că am ușa să vie. Haideam în bei și luăm o sticlă de vin. Eu am zis că nu vreau, nu servesc. Minoră, nu spate, chiar nu doresc eu. Nu vreau și eu ca tatăl meu. El, hai, nici câte cum ești, să-i dar o bancă de compot. M-am dus în bei și ne-a dat o bancă de compot și el vrea să iei vin, dar minim a pus în garafa, că el scorge prin chișcă. Și eu nu ținem ca lumea garafă, nu s-a întâmplat, m-a palit cu un șlang pe spate.
Și eu am vrut să fug. Poarta era de-a mâini închisă. El s-a făcut planul. Ușa la beci? Nu. Poarta. Poarta chiar, poarta, da? Eu am vrut să fug și el mi-a zis prostii. Și a zis că nu te duc pe acolo. În casă, nu pe acolo e ușa la casă, în partea asta. Am intrat în casă. Dar tu nu ai încercat să te opui, n-ai încercat să fugi? N-am putut. El mă pălie. O lua cuțetul lângă dânsul, cum și puteam să fac dacă mă te tăie. El te-a amenințat că dacă strici, o să te amenința cu cuțetul? Da. Și atunci, după asta, ai mers acasă și le-ai spus părinților după ce s-a întâmplat? După, da? Nu, la mine au venit părinții la spital, m-au întrebat și cața aici și face și s-a întâmplat. Eu le-am spus, nu m-au crezut, că de unii povestea este acum cât a fost la Nantu, niciodată nu s-o lichid de voi, permanent va da bani, bani va da de... Schiac așa, simplu și ușor. Adică o rudă de-a ta te-a violat, da. Și părinții tăi nu te-au crezut. Da. După asta eu le-am spus, dacă vă zic, duceți și-l întrebați, duceți și... S-a dus la dânsul și el a recunoscut. Și acum, el este închis? Nu. Te-a violat sau nu? Nu. Avem judecată. Eu nu mă pot duce la judecată, că am copil. Și din cauza asta nu mă pot duce. Și el mă sună, fata Nanului, hai te rog frumos, iartă-mă, hai te rog frumos, spune că a fost o glumă, că ai avut ură pe a fost o glumă, că ai vrut să mă bagi la închisoare. Și eu i-am zis deodată, bine, am vrut să-l iert. Mi-a zis cu 2000 de lei, dacă vrei să-l iert. Eu cu 2000 de lei și fac în zilele astea. Prima dată, când ai avut o relație cu un băiat? Vă spun acum că eram micuță și 11 ani copil chiar. M-a chemat la ziua lui, cum eu, el mi-a scris pe internet. Cine, un băiat? Da. Ne cunoaște și ca prietenii. M-a chemat la ziua lui, când avea și cu cine face să eu m-am dus la ziua lui. Asta l-a dus o săptămână după asta, ne-a plăcut dânsul. Eram micuț, ne-a plăcut dânsul. Și am fugem de acasă, tot la dânsul mă dușem. Până el a dat, s-a îmbătat și m-a violat. Băiatul ăsta te-a violat? Da. Ce vârstă aveai atunci? 11 ani, Martincor, 12, nu, 11. 11, aproape 12, la mine, pentru că am 14 ani. La mine. Unde s-a întâmplat totul? La dânsul acasă. Tu ai povestit cuiva despre asta? Părinților tăi? Da, la poliție. Noi acum, acuș, trebuie să avem sutul pe data de 11. Noi ăsta, iulie, dar eu n-am fost tot că cu fetița. N-am cum să o lăs acasă. Dar tu atunci ai încercat să te aperi sau nu? Da. Ai încercat să fugi de la el? De fugit n-am putut să fug, că era... Era o tăzbeață acolo și eu mai temem să ies. El mai avea doi nani de-a lui, serveu, se băteau pe acolo. Și apoi mai temem să sar și la mine la bătaie. Acolo era o tigaie, a intrat o tigaie în cap. De pale bom, ea lui a făcut-o. Mihaela, tu ești un copil, dar cei ce îmi povestești mă ia groază. La tine în localitate erau băieți care, cărora poate le erai dragă și se dădeau la tine? Nu. Dar în afară de el, ai mai avut relații cu alți băieți după asta? Nu, de-am un soț. Vorbești de soț. Cum ai făcut cunoștință cu soțul tău, cu tatăl copilului tău? Prin internet tot, rețele socializare. Eu deodată mă scriem cu fratele lui întrebat cum? Eu nu aveam cu cine vorbi și din joacă vorbim cu cumnatul. Cum nu ne întâlnim, cum să zicem, invită. Da, vreau să vorbim. Ca cum, ca prieteni și ai buni. O să face oaie, eu pe dânsul bău înapoi. Are ca prieteni. Și el avea prietenă și prietena lui zice, de ce te deranjează persoana asta, de ce așa, de ce așa. Că eu să nu fac rău, am zis, bine, te lăs în pașii, am fost prieten, cândva poate să ne vedem. Că... El, să nu mă supăr, eu l-au dat pe zgresc cu fratele lui. Da, soțul. Dar tu ai început să te vezi cu el, să comunici cu el, pentru că îți plăcea de el sau că îți doreai relații sau îți doreai o viață matură să ai? Pentru ce te vedeai tu cu el? Prostă îmi place dânsul, cum? Îl iubim, îmi place cum vorbești cu mine. Că eu i-am spus că, uite, poate nu vrei să vorbești cu mine, că eu o să fac cum? Te-ai spus ce vârstă aveai atunci? Da.
I-am spus că nu mai sunt virgină, i-am spus ce s-a întâmplat, că i-a fost jale de mine. Și-a spus, mine nu mă interesează cum cate băieți în ziua de azi. Și ea, să ești așa cum ești. A acceptat situația? Da. I-am spus cum trăiesc, trăiesc greu, trăiesc rău, trăiesc așa. Părinții se severi, consumă alcool. Adică nu sunt fată de oameni. Nu mă interesează. Ești așa cum ești. Așa, să te accept cum ești. El ce vârstă are? 18. Tu îl iubești? Da, normal. El pe tine te iubește? Da. Prin ce simți tu? Prin stima lui, prin faptele lui, prin... Am nevoie ceva, chiar dacă n-are bani. Împrumută, da, îmi dă ce vreau eu. Înainte de soțul tău, te-ai mai întâlnit cu cineva? Cu băiatul care m-a violat. Dar zi-mi, te rog, voi când ați început să vă întâlniți, să fiți împreună, voi vă gândeați deja la familie, v-ați făcut planuri de familie? Da. Dar cât timp v-ați întâlnit? Aproape un an de zile ne-am întâlnit. După asta am venit, eu i-am zis că mi-e dor de dânsul și el, eu i-am spus că să vin la dânsul sat. El a zis că nu. Eu am făcut pe-a mea, am venit. Și am făcut cunoștință cu mama lui, cu tata. Am văzut că sunt oameni de treabă, nu ca părinții mei. Mama lui nu consumă alcool deloc. După un an de zile ați început să locuiți împreună? Da. Să fiți împreună? Da. Aici, la el, în localitate? Da. Eu, mama m-a dat la poliție în căutare. Eu i-am spus la mama că nu mai vreau să trăiesc la mata. Ai fugit de acasă? Da. Și am spus la mama, nu mai vreau să trăiesc cu voi, că nu sunteți așa cum trebuie. Eu vreau să, adică să mă mărit. Dar unde? Mama, spune. Mama deodată nu mi-a dat voie, nu mi-a permis. Până nu a aflat că sunt însărcinată. După asta, mama a zis că măi, ce să fac eu? Ieți-o. Dar voi locuiați împreună la socrii tăi? Da, da, la socră. Te-a cerut în căsătorie? Da, am fost la mama mea. Dar tu când rămâneai doar cu el, că voi locuiați deja împreună, tu îți dădeai seama că tu ai putea să rămâi însărcinată? Da, eu asta juroiem. Dar erai un copil. Nu știu, mintea mea, cum? Bunica mea m-a învățat să fiu deșteaptă. Eu am trăit la bunici. Și bunica mea m-a învățat și eu ca un om matur, nu ca un copil. Da, dar oricum, vârsta își spune... Vârsta, da, dar la mine, cum? Mintea nu cam judică ca la unul mare, ca la un matur. Tot ca un copil, dar nu ca la toți copiii, cum? Dar cum crezi tu? Cine este de vină că tu ai rămas însărcinat? Tu sau el? Eu. Că eu am vrut să rămân însărcinată, fiindcă vroiam să mă duc la părinții mei. Să vin la lui, că a lui erau stimatori și primarul din sat e stimator, asistent social. Adică m-am scăpat de toate greutățile mele unde eram la părinți. Sarcina. Da, m-a ajutat. Tu intenționat ai vrut să rămâi însărcinată ca să scapi? De problemele mele care le avem la părinți, da. Dar tu îți dădeai seama că tu ești un copil? Da, îmi dădeam seama. Dar de ce nu ați folosit? Sunt atâtea metode de protecție ca să nu rămâi însărcinat? Sau tu nu ți-ai dorit? Nu cu de asta. Noi nici unul n-am vrut. Noi amândoi am vrut să avem copil, noi amândoi am vrut. Îți amintești ziua când ai aflat că ești însărcinat? Da. Când a fost asta? Mai a fost ziua mea când am prins însărcinată la lucru, am fost la lucru la pui. Și cum ai aflat că ești însărcinată? Eram la soacra mea, tot, la dânsa stăteam și am văzut că nu se începe menstruația încă. Și eu îi spuneam, mamă, nu, și poate să întârzi, poate... Când am văzut că eu am pofturi, vomitam, și-am văzut că burta crește și-o zic că stai, fată, hai, cu tine nu-i ceva în părească. O, ghes prișepi, că femeile sunt sărcinate. Are experiență, o trecut prin mult în viață și s-o dat seama, da. Și te-a dus la medic. Ei mi-au
zis, o sunat la spital și a spus, uite, nu, ora mea e însărcinată și îți clasă vie, îi spun la evidență. M-am dus, m-am pus, tot bine. Dar tu cum ai reacționat când ți s-a spus că ești însărcinat? E o bucurie până la cer. Dar aveai 14 ani. Nu conta pentru mine, cam 14, cam 13. Ai plâns, te-ai bucurat sau ți era frică? Una, îmi era și frică că să nu-l închide pe soțul și pe mine să mă aducă la vreun... Centru? Centru nu, fiindcă la vreun internat. Da, uite, asta mai temeam cel mai tare, dar eram și fericită. Dar-i mulțumesc lui primarul din sat meu, unde sunt acum, și la asistent socială, cu moștaș am scapat și de om, soțul de închisoare și eu de centru de plasament. Acum părinții tăi, Ami, sunt în viață? Da. Vreau să te întreb, ce vârstă avea mama ta când te-a născut pe tine? 18. Dar tatăl tău ce vârstă avea? Nu știu. Tata, nu știu. Dar câți copii sunteți la părinți? 3. Tu locuiești aici și ceilalți doi locuiesc cu părinții? Nu. Sora cu bunica, fratele cu tata. Cine te-a crescut și a avut grijă de tine? Bunica. Dar părinții tăi? Eu am stat la părinții mei când m-a născut mama, stat la bunica. După asta părinții m-au luat înapoi. S-au bătut joc de mine, m-au bătut cum au vrut ei. M-au făcut în tot felul. Și bunica, cât și odată mai să ne găsească moarte în casă. Și au zis că ea nu, e copilul eu la mine. Vreți, veniți și le vedeți? Și atât, atât. La ce vârstă ai trecut la bunica să trăiești? La 7 ani. Tu spuneai că părinții tăi te băteau. Da. Atât mama cât și tata? Da. Dar cum te băteau? Mai mult tata mă bătea ca mama. Mama mă bătea așa când față de tata. Poate mama nu vroie să ne bată. Într-adevăr, poate mama chiar nu vroie. Că tata, ești lichești tu dacă nu lichesc eu, că mama palea, știți? Nu pale cum pale tata, dar așa poate te-o palmă și noi ne facem că plângem, ori te-a dat chiar ne-a nina ghinișor și plângem. Și tata mai mult, și cu coada de la topor, și cu hlănțâul, și cu vărși, și cu fașe el bite din beț, și cu dișelea, și cu sora cu televizorul în cap au mâncat. La tatăl tău? Da. Și cu țâtul ați fost amenințate? Da, sora a fost tăiată la gât. Dar tu? Eu nu. Minimul ni tata, că să mă duc, eu trebuie, eu când aveam epilepsia la cap, pe mine trebuie să mă duc la Costiujeni, să mă lecuiesc. Eu n-am vrut să stau cu toți copiii și apoi să mă râdă. Și tata ne-a tăiat vinile să mă duc pe mine așa. Tipa, eu sunt normală cu tătul, ne-a tăiat vinile, chema salvare, că nu-i sănătoasă. Dar tatăl tău o bătea pe mama? Da, tare o bătea. Mama a stat două suci și închis în beși. Îi dădea ca la câine, bucățic de pâine, arunca multe. Pe multe mama mea a trecut. Și tu, fiind copil, tu ai văzut toată violența asta? Tot. Dar ei consumau alcool, beau? Da. Amândoi? Mama la mine nu bie, dar mâca mea, mama lui, tata meu, apoi pune mama cu des, hai, vai, dragul, mami, dă să bem câte un pahar, câte două, câte trei, până o bata pe mama. Vine tata acasă, bataie mama. Bătaie mama. Da, tatăl tău bea? E câte 7. Nu-l puteai opri. Dacă nu era dimineața, pe mama o bate prima dimineața, tu și cată tăjin prin sat. Ce mama cată jin? Vine acasă, na. Bie. Doar ferești, nu știu, pe dimineața, jinul și ceva. Mai ghidam ferești. Dar bunicii tăi unii sunt acum? Acolo în sat? Da. Tu comunici cu ei? Da. Bunicii care te-au crescut? Da.
bunica, bunelul, răiesc. Dacă ei ar privi această emisiune, pentru ce le-ai mulțumit-o? Bunica, bunelul, vă mulțumesc că m-ați crescut până la anii ăștia și ne-ați dat iubire care n-am avut-o de la mama și la tata. Și azi vă iubesc până oi muri. Și vă mulțumesc tare mult că m-ați crescut și m-ați susținut și mă susțineți în continuare. Da, cum au reacționat bunicii tăi când au aflat că tu ești însărcinată? Bunica cam... Bunelul la mine nu-i cam... Mai indiferent așa? Da. Bunica, că îți dai seama și ai făcut că nu-ți poate, că ești prea mitică. Spune că de-am s-o întâmplat și bunica că așa e drept, de-am și au fost, au fost. Bunica mă și e bucuroasă ca e care străne poate, da. Dar cu părinții tăi tu comunici? Cu mama. Grăiesc tata, nu l-am văzut, mai timp de 3 ani de zile. Dar cât de des te vezi cu mama ta? Chiar când s-a dus la mine, cu jumătate de lună în urmă. Eu m-a ieșitat să dau casa cu var, că nu era nici casa dat cu var, nici cu crască, nici ușile, nici ferestre. Eu m-a ieșitat și-am dat și casa cu crască și cu var. În casă sunt cliemă, tapete, m-a ieșitat. Mama ta locuiește în alt... sat, da. În alt sat. Da. Când mama ta ți-a zis ultima dată că te iubești? Sau dacă ți-a zis vreodată? Mi-a zis. Dar tu că ne bătea tata, chiar ne-a luat, când tata îți duce... Că tata nu stătea cu mama, tata îți ducea la altele și chiar le-a duce acasă. Avea amante? A? Avea amante, da, da. Și ne lua mama lângă dânsa și ne pupa pe frunte. Mama, vă iubește, n-ați vă lăs niciodată. Dar tu, mami tale, când ai zis ultima dată că o iubești? Că n-a fost ultima oară la noi. Când nu vorbesc cu ea prin telefon, că n-ar telefon. Sunt o vecină, dar vecina și când are dispoziție să-ți dă și când nu, mai e scurt. Dar tu acum, când comunici cu mama ta, îi amintești de faptul că ea te-a bătut când tu erai mică? Ești și s-o ceru scuză de la mine. Noi cu mama suntem ca acum, cum să zic, ca cu mamă și fică, da? Noi vorbim așa pe de-a dreptul. Dar cu tatăl tău de ce nu mai comunicați? El n-are treabă cu mine, eu zic că nu mai vrea să știe de noi, că tipa noi nu suntem a lui. Dar ce viitor poți să-i oferi tu copilului tău? Eu nu putem primi sărcinată, nu știu de ce. Nu putem. Am cu el 3 ani, am acuș 4. Tu cum ai reacționat când medicii ți-au zis că se face avort? Acum ce vârstă are copilul tău? 7 luni. Eu am făcut greșeala de cauza la părinți. Eu n-aș fiu ca părinții mei să beau. Tu crezi că el primește dragostea de care are nevoie? Da. Vreau să te întreb, cum a reacționat mama ta când i-ai spus că ești însărcinat? Zic așa, îl beți, una din voi rămâne și pe divan și el altul duce în partea și el altul. Satul nostru mă arată cu totul altfel decât cu moriștile astea tăile. Parcă și în Europa, ui. Vreți să vă uitați cum e înăuntru? Da, spate. Hne. Vântule, Maria ta, tu degeaba nu mai sta. În inima ta ai fost, ești și mai bun din lume. Așa, băi, de atâta ne-am născut, băi. Ca să mulțim numărul de tâmpiți pe fața pământului și învățăm noi unul de la altul. Partenerul serialului Întreprindere de stat Radio Comunicații. Sunt ziua de noapte, adică, cu curiție.
Sunt aproape 10 ani. Păi așa s-au schimbat atât de mult încât eu câteodată privesc și am impresia că asta nu s-a întâmplat cu mine. Fiecare om are istoria lui și copiii noștri probabil că trebuie să inspire din istoriile acestea. De câte ori revăd aceste filmări, mă teleportez acasă. De fapt, este o cinematecă a vieții. Ar trebui să fie în biblioteca oricărui om. Dacă să mă repetă emisiunea, când să împlinesc și eu vreo 80 de ani, o să întrem o gradă și o să vedeți schimbările care sunt. Știu, eu când merg acasă, eu primul lucru care îl fac când intru pe poartă, zic bună ziua mama, bună ziua tata. Pentru că ținem la amintiri, Asfalt de Moldova, revenirea acasă, în fiecare duminică, de la ora 20, la Jurnal TV. Sute de ore de antrenamente. Fără compromisuri, fără slăbiciuni. Maestria se obține prin sacrificiu și perseverență. Câștigă lupta cu tine și poți depăși orice obstacol. Domină confruntarea înainte ca ea să înceapă. Dar și ești așa de rău. N-ai mâncat nimic astăzi? Ia hai cu mine să te hrănesc. Chef de gătit. Arta de a învinge poftele în fiecare weekend la Jurnal TV. Как произошло? Постреляли, побили. Вот скажите, куда мне ехать? Паймосул авион Мрия a fost bombardat de către armata rusească. Видишь на улицу, как будто как в Чернобыле, зона отчуждения. Пришли сюда для того, чтобы отстоять свои права как студентов. Крылей, Костя, да мы вон. Репортажи, мнение компетентных специалистов. Все самое актуальное из первых рук. Я хотел, чтобы было покоя и счастье. Новости Журнал ТВ. В прямом эфире с понедельника по четверг в 21.30. La Femeile Vorbesc veți fi martorii unor destăinuiri șocante ale unei adolescente care a fost victima violului și perversiunii sexuale pe când era un copil, iar la 14 ani a născut de la un băiat cu 3 ani mai mare decât ea. Eram micuță și 11 ani copil chiar. El odată s-a îmbătat și m-a violat. La ce vârstă ai rămas însărcinată? La 14 ani. Dar tu când rămâneai doar cu el, că voi locuiați deja împreună, tu îți dădeai seama că tu ai putea să rămâi însărcinată? Da, eu asta vroiam. Dar cum crezi tu? Cine este de vină că tu ai rămas însărcinat? Tu sau el? Eu. Că eu am vrut. Dar tu cum ai reacționat când ți s-a spus că ești însărcinat? E o bucurie până la cer. Dar aveai 14 ani. Nu conta pentru mine, cam 14 și cam 13. Dar tatăl tău o bătea pe mama? Da, tare o bătea. Mama a stat două suci și închis în beș. Îi dădea ca la câine, că de pâine arunca. Tot în ziua când ai aflat că ești însărcinat, tot atunci ai zis soțului? Da, mama i-a zis. Știi, măi, că asta viață... Și de el cum a reacționat? Gros. Nu s-o temut nici de închisoare, de nică, absolut de mică. Ce ți-a zis ții? Eu i-am zis că mi-e frică, uite, de asta, de asta. El a zis, nu ce, bă, frică că împreună să facem pe tăti. Și mama să ne ajute și primarul să ne ajute și asistența socială. Și le mulțumesc tare mult că m-a ajutat și cu casă. Ți-au fost alături? Cu... Da, a fost alături. Dar el ți-a zis să păstrezi sarcina sau să faci avort? Nu, mi-a zis să păstrez. Dar ție cum ți s-a părut reacția lui? Cum a reacționat el?
Bucuros, i-a buhnit lacrimile. Dar el se aștepta ca tu să rămâi însărcinat sau nu? Da. El era conștient că tu ai putea să rămâi însărcinat? Da. Noi, deodată, eu nu putem prin însărcinat. Nu știu de ce. Nu putem. Am cu el 3 ani, am acoș 4. Și nu putem, adică prinde deloc. Dar zi-mi, te rog, atâta timp cât tu ai fost însărcinat, poate cineva din rude, poate cineva din medici, te-au sfătuit, ți-au zis ca tu să faci avort sau nu? Da, medicii mi-au propus, poate ești minor, trebuie să-ți, poate vrei să-ți trăiești copilăria, să te distrezi ca tăți copii. Eu am zis că nu. Și soacra tot mi-a zis, de faci avort, ne sfădim tare. Ne spărăm una pe alta, nu vorbim deloc. Tu cum ai reacționat când medicii ți-au zis că să faci avort? N-am vrut. M-a luat și ori. Cum, așa? E păcat că faci avort. Chiar și în Biblie scrie că e cel mai mare păcat că nu ușezi un prunc, dar îi dă-i viață, mai este un pe pământ, e ceva normal. Dar medicul care te-a examinat atunci când tu ai rămas însărcinat, cum a reacționat? A chemat asistent socială, dreptul mamei și a copilului, am vorbit, ne-am dus la mama și copilul, am vorbit. Dar el a rămas indiferent sau a reacționat când a văzut că tu ai 14 ani? S-a speriat? Nu. A reacționat calm? Da. Ce ți-a zis atunci medicul, când a aflat ce vârstă ai și era însărcinată? Nu mi-a zis nimic. Nu că era soacră și cum la mine soacra e maladeață. Bravo. Soacra ta era alături, da? Da. Era soacra alături, soțul alături și nu mi-era frică. Cum eu plângem, cum mi-au spus, tu știi că a să-l închidă, mă speria, poate o-i face avort, poate așa. Cine te speria? De la medicii. Medicul, ginecolog. Ca să faci avort? Da. Eu am zis că nu fac. Mi-am dus la mama și copilul. Mama și copilul mi-au zis, stați fără grijă. Din cazia că, din exemplu, el pe mine mă bate și mă scrie o plângere, atunci e altceva. Altfel. Da, poate să-l închidă. Sau el mă leapă de pe mine cu copil. Dar o să te rog acum să fii sincer. Tu atunci te-ai gândit vreodată că tu fiind o copilă, da? Te-ai gândit să faci abort sau nu? Nu. Nici nu ți-a trecut prin cap așa ceva? Nu. Adică tu erai hotărâtă să păstrezi copilul? Da. Chiar dacă aveai 14 ani? Da. Cum se comporta tatăl copilului tău, adică soțul tău, cum se comporta cu tine atâta timp cât ai fost însărcinată? Foarte bine, aveam pofturi, mi le îndeplinea. Cum vroiam să dorm, așa dormim. Poate îmi plăcea ceva din îmbrăcat, îmi lua. Da, mai respectam și vroiam, face pe plac. El te ajuta? Da, și soacra, și cumnata mă ajuta. Îți dădea bani? Da, eu de bani n-aveam nevoie. El nu-mi dădea, când eu îți dușe prin sat și lucra, mi-a dușe bani, câte 30, câte 400, îmi dădea nie. Nu-i dai nie, tu și-mi cumpăr măghini. Nu, nu-i da bani, că la mine banii dacă îi țin. Adică eu și vreau să văd un magazin, eu tot vreau. Și apămâș, când trebuie, ca de exemplu, mă operi ciorapuri și le-am pălzit cameră. Eu nu iau bani. Eu pe toate dulciurile de cheltuim banii. Adică te-a alintat? Da. Tu spui că soacra ta, adică mama soțului tău, a reacționat calm, a reacționat bine când a aflat că tu ești însărcinată. Da. Dar ceilalți membri ai familiei, de exemplu, tatăl soțului tău sau frații, cum au reacționat? Tata lui soțul meu nu trăiește cu soacra mea. Dar ceilalți frați ai soțului tău, cum a reacționat? Ăsta, cumnatul mai mic, bucuros, cumnata de la Turcia, mi-a zis că ai să ai o fetiță. Dar ei nu s-au speriat? Nu, n-aveau treabă. Tu comunici acum cu toți? În afară de cumnatul mai mare și cu cumnata lui cumnatul mai mare. Nu, din păcate, fiindcă... Cu restul toți comunici? Da, cu restul. Te împaci cu ei? Cu ei, da. Thank you.
vreau să te întreb, cum a reacționat mama ta când i-ai spus că ești însărcinat? Mama mea a fost bucuroasă. Nu a avut nici o frică, nică. Chiar s-a bucurat. N-auzat. Ea nu ți-a zis să faci avort? Nu, nici... Eu i-am zis, din glume i-am zis. Eu mă duc să fac avort și mamă, când îi face un avort la urechea mușa, apoi. Hai să vezi tu. Dar tatăl tău? Tata mea nici treabă nu a avut. Eu i-am spus că sunt însărcinat și știu ce să facem. Că, dar din glumă i-am zis, tată, dă-mi te rog frumos 50 de euro, zic că uite, săptămâna viitoare ți-i dau înapoi. E și că eu am vodeancă la pânce și nu-ți dau. Îmblu și îmblu cu băutul. Nu mi-a dat un leu. Un perechi de chiloți când eram mică nu mi-a luat. Concubinul lui mama, acum mare concubin. Apoi ne-a cumpărat și chiloți, și colțuni, și pantaloni, și ciocolate i-a luat. Dar tata, nu știu când ultima oară ne-a luat. O bomboană, mă, cred că de simplu, de 25 bănuți. Nu știu când am mâncat, la dâns de mână. Dar el și-a văzut nepoțica sau nu? Nu. Niciodată nu am văzut. Și-o zis, nici nu-l interesează. Deci nu te-a sunat? Nu, o zic că nu-l interesează dâns. Dar bunicii tăi au văzut-o pe fetița ta sau nu? Da, de multe ori. Ai fost la ei acasă? Da. Chiar și când soțul a fost pe hotare, apoi eu mă dușeam așa câte o săptămână, că mă rog, mă săturam de mine numai de casă. Dușeam, stăteam la dânsă, ne jucau cu fata, cu mine, ne jucam. Bunica ta, de exemplu, cum a reacționat când a văzut-o pe strănepoată, pe fetița ta? Este imediat să iei în brață, ei, dacă de mulți nu au avut nepoței așa mici. Dar nu ți-a zis niciodată, tu ești o copilă, cum o să crești tu un copil? Mi-a zis. Și am zis, simplu și ușor. Cum? Ați trec prin greutăți, că asta e orice părinte trece așa. Mai ales cum eram eu, cum mama mea când m-a născut mine, eram rătătă noaptea, trebuie să îmblic cu mine prin drumuri să mă cătăie până adormim. Societatea, oamenii din jur mereu judecă. Vreau să te întreb cum au reacționat colegii tăi de clasă, vecinii, când au aflat că tu ești însărcinată la 14 ani. Chiar lumea din sat, nu știu, dar din școală avem prietenii, nu ne-au zis nică. Erau care mă vorbeau pe la spate, dar mi-era indiferent. Și de ce vorbesc el și el ia să-mi dăie gurde pe nimeni, mă lucrez la poartă. Dar erau din cei care te numeau într-un fel sau altul, te numeau urât? Cum, ei pe mine nu mă numeau, că eu, directoarea, avea grijă de mine la școală. Director adjunct, diriginta are grijă de mine la școală și nu că am le dat de voie să mă... Numai cât la educație fizică mă păleu cu mingea în burtă, în chept mă păleu. Copiii, colegii? Da, mă făceau chedi și... Nu, niciodată n-am spus la directoare, fiindcă... N-am, cum, n-am să o viste și ei spun... Adică răbdai? Da, da. Dar tu mergeai la lecții, la școală? Când era însărcinată, da? Da, m-am dus o luni de zile și după asta mă durea burta. Eu mă rânțâc că burta era mărișoară și adică mi-era greu să o duc. Și stăteam acasă mai mult în pat, mâncam tot în pat. Soțul îmi punea așa pe, ca la regină și îmi punea în pat și poftă bună. Dar tu ai mers la școală în localitatea soțului sau în localitatea ta? În localitatea mea am mers, după asta eu, soțul a vorbit cu mama mea, mi-a scos documente de școală și m-am mutat aici. Acum ce vârstă are copilul tău? 7 luni. Se dezvoltă bine? Da. Crește? Da. Este cu minte? Cu minte n-am treabă. Îngeraș de copil. Cine locuiește cu tine și copilul tău? Soțul? Eu cu soțul, da. Altcineva? Altcineva nimeni. El este cu voi permanent, soțul tău, sau merge pe stihotare? Permanent, că noi numai o dată a fost pe stihotare și l-a mințit de bani și el trebuia să stai jumătate de an
O stat numai 3 luni. Și au văzut că nu-i iese, nu-i iese. Scutați, mai stau și să mă mint așa și că nu-i. Într-o zi mă bate și mă alungă aici cu desela. Și s-au cremătit bani, așa, de drum și au venit acasă cu 50 de euro și asta-i tot. Din ce bani vă întrețineți voi acum? Din banii care îi primesc lunar pe fată. Alocație? Da. Ce sumă? 500 de lei. Dar ce faceți cu 500 de lei? Nu mai pe pampers, pe scutici, cât dați voi? Nu cumpăr cu pacovca, cumpăr și eu de la magazin așa. Cu bucată? Da. 10 pampersuri acolo, 20. Păi numai pentru mâncare copilului, 500 de lei și cred că nu s-a ajunge. Pe datorii mai cumpăr. Și apoi mai este un domn, mă ajută. Și pe datorii nu vroia să-mi dăi, cam întârzie cu datorie. Da, soțul mai merge cu ziua prin sat, când e nevoie, când are unde. Nu prea acum, nu prea, dar eu chicat un călăng să vândă lemni pe data de 18. Și o să meargă acolo? Da, aici s-a tot. Dar de mâncare vă ajungi? Vă descurcați? Da, vă în magazin mai luăm de datorii. Vă ajută soacra? Da, ne ajută. Da. În casa cui locuiți voi acum? În casa de la primărie, la asistent social și primar. V-au dorit casa asta vouă? Da. Și o să fiți voi proprietari, o să fie scrisă după voi casa? Da, în toamnă. Da, mi-au zis. Vreau să te întreb dacă tu ai mers la școală. Am mers numai o lună de zile. Când? Asta în an. Când ai rămas însărcinată? Da, de mi eram însărcinată, aveam mai timp 6 luni. Ce clasă erai? A 8-a. Și de atunci n-ai mai fost? Nu, acum trebuie să mă duc, dar n-am nici rechiziții școlare, n-am nimic. Am vorbit cu primarul și i-am spus, uite, doamna primar, eu n-am nici rechiziții, chiar la moment n-am nici bani să-mi cumpăr. Dar tu vrei să mergi la școală? Aș vrea, fiindcă anul acesta, clasa nouă, și mi-ar trebui și mie. Să am susții examenele? Da. Să ai diplomă? Da, măcar că de mică, măcar, acolo, da. S-o am. Din caz mă duc univa la muncă, trebuie documentul ăla de la școală. Da, până în clasa 8-a tu ai mers la școală? Până în clasa 8-a, da. Cum ai învățat? Bine, cu matematica mai slab, de cauza lui tata m-a bătut în cap, adică. Și cu matematica mai slab în asta învățam. Dacă nu erai tu mic, ce voiai să devii? Medic. Tu vrei să mergi la școală, copilul cu ei să-l lași? Cu tata, tăticul, cu soțul. Acasă. Tu acum nu muncești, tu stai acasă. Da, acum stau acasă. Vreau să te întreb, nu crezi tu și nu te gândești la asta că copilul tău ar putea să repete greșelile pe care le-ai făcut tu? Nu, fiindcă eu am făcut greșeala de cauza la părinți. Eu n-aș fiu ca părinții mei să beau. Adică eu o să fiu mamă responsabilă. Poate servesc așa un pahar de șampanie, ca de exemplu la anul nou, la o zi de naștere, dar așa peste măsură și în toată ziua vin cu garăfile 3 litri, asta nu. Niciodată nu va fi așa lucru. Dar tu de ce ai făcut greșeala mamei tale? Că ai născut la 14 ani? Eu mă băteau și eu n-am mai vrut să mai stau acolo. Ai vrut să scapi de ei? Da. Eu stăteam ca tare la bunica, dar uite, bunica era tare greu, bunelul bolnav, paralizat, era la pat și insulturi, au avut tare multe insulturi, este cum mi-a zis, cum se mai zice, că nu mai înțeleg eu. Și era greu, permanent plângea, n-avem bani, nu știu ce să fac, bunelul bolnav, voi, nu știu de unde să iau. Noi mă nimai ducem vara, la pierjă, la șireș, îmi ducem, la mie. Cu ziua. Da. La cum? Era brigadă și ne duceam, plecam la lucru. Dar de atâta iarna eram pe schinarea bunicăi. Și până am dat de soțul meu și... Vreau să te întreb, ce înseamnă pentru tine copilul tău? Tot pentru mine. Tot, absolut tot. Dacă îi sătulă e, înseamnă că sătulă și eu. Prima, eu când mă trezesc dimineața, prima hrănesc copilul, schimb copilul, îmbrac copilul și apă după asta, eu. Cât de mult îl iubești? Foarte mult, n-am sfârșit. Tu crezi că el primește dragostea de care are nevoie? Da, condiții nu prea sunt, dar cum? Înainte nu au mai fost condițiile astea
că cum era pe vremea lui bunica, nu mai fost condiții, baie, viceu în casă, sau cum mai este în bucătărie. Cum dădea Dumnezeu, așa era. Și eu nu mai caut și eu. Poate cu vremea o să creștem, o să plecăm psihotare, o să lăsăm fata cu soacra. O să plecăm psihotare, o să facem doi bani și ne-o faci noi și mă rând cu lumea. Dar deocamdată mulțumesc primarului și asistent socialul, ne-a dat o casă, am, să nu mă ploaie principalul. Alt, și să am unii mă încălză. Și am și mânca. Principalul, asta-i. Și apă, cu vremea ne-o faci condiții. Deocamdată mulțumesc așa cum este. Tu ai putea să-i oferi copilului tău dragostea de părinte care ți-o lipsit ție de la părinții tăi? Da, asta e clar lucru. Nici chiar vroiem vreodată vreun iogurt. N-am bani, n-am și ea, n-am și ea. Permanent, e ca la mine fetița, nu, eu zi să nu mănânc și iogurt. O zi, nu, să nu mănânc și iogurt la mine. Mă duc eu pe datorii, mă duc eu așa, permanent. Mănânc iogurt. Și apoi mai am din legume, din fructe, piure, cumpăr de la farmacie și îi dau. Dar ce viitor poți să-i oferi tu copilului tău? Să o cresc până la 18-10 ani, ori până cât vrei ies, cum, să o pun la cali. Eu m-am gândit așa, să aibă vreo 20 de ani, 20-25 și așa. Depinde cum vrei e, dar nu ca mine la 13 ani. Nu vreau așa. Dar tu cum vezi viitorul ei? Mă gândesc să facem și noi, să știm ca toată lumea rând, să fie îmbrăcat ca lumea, nu ca mine, cum a fost, mă ducem iarna în sarafan la școală și în tufli. Să se ducă ca copilul, cu geantă normală, cu caiete normale, să aibă tot strictul necesar, nu ca mine, cum n-am avut nimic. Acum, de ce îți pare cel mai mult rău? De ce îmi pare rău? Cel mai mult. De părinți că nu au avut grijă de mine. Dar în rest, de nică, chiar. Sunt bucuroasă că ne-am găsit un soț iubitor și că mi-a dat Dumnezeu o comoară în fața pământului. Și mulțumesc la oamenii care mă ajută din sat, primar, asistent social, chiar soacra. Mai sunt vecini care mă ajută. Tu acum îi învinovățești părinții tăi? Da. De ce anume? Nu au avut grijă de mine, nu mi-au dat atât și mi-a trebuit nici să mă crească până la 18 ani, măcar până la 18 să mă crescut. De-aia mai descurcam să îngru în viață, ori să mă termini până la clasa 9, să am un document, că acum este de lucru și la 14 ani este de lucru. Dar ne-am mai târziu, am copil, uite soțul lucrează și aduce și el câteodată bani în casă, când îi chică vreun călâm, ceva. Ce le spune fetelor și băieților care au început viața sexuală de vreme precum tu? Adică să nu facă așa ceva. Că e greu, că n-ai casa ta, n-ai masa ta. Uite, păi, hai, ai avut relații. Să te protejezi? Da, asta e primul și în primul rând, să te protejezi. Dacă ai vrea să ai copiluri, să... măcar să mai crești țăleac și să aveți, vă faceți casa voastră, să aveți masa voastră și apoi după asta puteți să faceți copii. Atât pentru astăzi, cu voi a fost Adrian Prodan la Femeile Vorbesc. Ne revedem duminica viitoare la aceeași oră. Aveți grijă de voi și de cei dragi.